A fost o prezentare densă, cu multe informații. Foarte, da. Acum realizez și eu, da. Tocmai de-aia eu vreau, de exemplu, să te întreb, să spun o întrebare așa lămuritoare și foarte simplă. Și pentru că la sfârșit, de exemplu, când toată povestea cu referendumul, eu am pierdut cumva șirul și evenimentelor și al argumentației. Și din câte am înțeles, implicarea creștinismului în toată, adică în toată povestea a început așa dinspre cultura asta neoprotestantă. Nu neapărat. A, nu. Deci, și înțeles așa, și care a fost, adică ce mize a avut ortodoxismul în toată povestea. Adică mie mi-a... Da, înțeles. Cred că una dintre, poate scăpările pe zătecnii mele, e că am considerat că lumea are informații destul de multe despre ce s-a întâmplat la referendum, ceea ce cred că nu e adevărat. Adică nu toată lumea cred că a urmărit în detaliu cum s-a constituit această mobilizare politică și religioasă în mod concret. Ce e interesant e altceva, că această organizație, Coaliția pentru Familie, care de fapt la rândul ei conține alte organizații, majoritatea lor cred că sunt ortodoxe. De fapt, nu e adevărat? Nu sunt majoritatea și nici cele mai active neapărat. Asta e și mai bună ideea. E că, de fapt, tipul de mobilizare pe care l-a produs, mai ales când s-a aflat că ideea că referendum va avea loc, a implicat într-un mod foarte intens comunitățile neoprotestante. Aici nu e problema dacă Coaliția pentru Familie, eu cred că a gândit această, a prevăzut această implicare a comunităților neoprotestante. Problema nu e dacă în sine Coaliția pentru Familie, ca și organizație, a reușit să strângă sub cupola ei și organizații sau reprezentanți ai denominațiunilor neoprotestante. Ideea e că a reușit să mobilizeze printr-un anumit tip de discurs specific și mai ales prin acest tip de discurs care este foarte familiar denominațiilor neoprotestante, și anume raportarea la legea fundamentală, la Constituție. Dar asta ține de culturile diferite religioase ale lumii ortodoxe și lumii americane, de exemplu, în care Constituția are o valoare sacră în societate, tocmai pentru că mediază religia civilă foarte pluralistă a Americii, în care niciuna dintre denominații nu e o biserică, nu e o denominație națională. Toate sunt plural, joacă în jurul acestei Constituții, da, care este regea sacră, care reglementează separarea dintre stat și religie. Ei, miza de a schimba Constituția, și aici vedem bătălia pentru ceea ce se numește puterea constituțională, nu în America, de a schimba Constituția, e o miză politică care se naște în acest tip de cultură neoprotestantă. Coaliția pentru Familie, de fapt, vine cu mobilizarea ei pe, și asta iară e o discuție poate care complică lucrurile, pe valul unor mobilizări dinainte succesive. Și amintiți-vă de mobilizarea pentru ora de religie, în care aici chiar biserica și organizații ortodoxe și preoții au avut un rol important. Și atunci s-a simțit un moment bun, de bun augur. Dom'le, uite, ne putem mobiliza. Uite că am făcut asta în cazul o religie. Oare nu putem să avem ambiții și mai mari? Problema mea e că, dincolo de lobby-urile din Parlament, că și aici au fost încercări de a introduce, de a schimba acel articol din Constituție prin alte măsuri decât prin referendum. Biserica Ortodoxă a participat la aceste lobby-uri parlamentare de-a lungul anilor, de a trece legi care să fie într-un fel sau altul favorabile pentru biserică și pentru creștinii ortodoxi. Dar niciodată nu și-a propus să schimbe Constituția, iar Biserica Ortodoxă a coabitat mulți ani cu una dintre cele mai liberale Constituții din Europa. Constituția României este una dintre cele mai liberale în termenii separației dintre stat și culte.
Deci ceea ce mi se pare mie, că de aici e foarte, e foarte fin și trebuie să avem această răbdare să tragem firele, nu e vorba că s-au trezit neoprotestanții dintr-o dată să schimbe lucrurile. E vorba că impulsul de a ataca, ca să zic așa, legea fundamentală, Constituția, vine dintr-o cultură evanghelică foarte puternică și empiric mobilizarea ne spune că ei s-au implicat pentru asta. Și cred că și liderii Coaliției pentru Familie au avut, au fost nenumărate prezențe în ziare, le-am citit eu, deci, în care s-a vorbit despre întâlniri dintre liderii Coaliției pentru Familie și diferiți pastori ai unor denominațiuni pentecostale românești din America, de exemplu. Deci e limpede că Coaliția pentru Familie a mizat pe această idee de reprezentativă creștină și pe acest ecumenism de facto, dincolo de fracturile denominaționale, confesionale din societatea românească. Iar cred că mobilizarea a ieșit atât de bine încât și ultimele urme de ezitare a anumitor ierarhi și chiar a Patriarhului, care era foarte ocupat, de fapt, cu sfințirea catedralei, care a produs multe frustrări, de fapt, la firul ierbii în Biserica Ortodoxă, prin de preoți și așa, ezita. Chiar dacă, repet, nu, ideea asta de a se implica cu tot, și cred că pe la noi nu s-a implicat cu tot. Și asta mai vreau să mai spun. Eu m-am dus în duminica referendumului în biserica de cartier, dintr-un oraș din Transilvania, nu o să-i dau numele, și preotul de acolo, la sfârșitul predici, vă spun ce a făcut. A turnat și a fulgerat împotriva neoprotestanților, iar profeți mincinoși, care vin să ne impună Dumnezeul lor, și n-a spus o vorbă despre referendum. O vorbă. Nimic. Era duminica mobilizării maxime. Din discuțiile cu alți creștini care n-au votat da la referendum, și asta trebuie spus, sunt foarte mulți creștini ortodoxi care nu numai că au ezitat, nu au vrut să intre în acest joc al mobilizării mărturisirii de credință. Pot discuta ideea de constituționalitate, de relații dintre femeie și bărbat, de lege, de constituție, de... Se pot discuta aceste lucruri, dar faptul că această conexiune dintre schimbarea Constituției ca atare și mărturisirea credinței pentru unii a fost inacceptabilă. Iar știu, pe lângă acest preot pe care eu, pur și simplu, l-am... deci, eu am fost de față la liturghie, știu și alți preoți care nu s-au mobilizat în acea. Și era. Chiar dacă nu, știți că în Biserica Ortodoxă, în general, lucrurile să nu se spun în public. Certurile vor avea loc în întâlniri la mănăstiri sau în sinoduri de la... Sinoadele, de la București. Deci nu, foarte greu va transpira, dar e clar că, de exemplu, Mitropolitul Ardealului și Mitropolitul Moldovei au început mobilizarea înainte ca sinodul de la București să aibă loc și ca Patriarhul Daniel să ștampileze implicarea radicală a BOR-ului. Bună seara! Sunt foarte fericit că m-ați citat ca etnograf și ca etnograf fără putere de interpretare, după cum bine știm, dar suntem într-un loc în care și etnografii sunt valorizați, fiind Muzeul Țărăan de Român. Șervețelul, l-ați mirosit? Da. Mirosea? Da. Asta e interesant, că era un șervețel parfumat. Era deja parfumat. Da, era un șervețel parfumat. Doi. Ceea ce mi s-a părut, sunt simple observații de parcurs, subiectul este imens, ca și prezentarea de altfel. Ceea ce mi s-a părut interesant este că cei care au luat în cadrul referendumului, cei care au luat referendumul la propriu, s-au implicat trup și suflet, și mai mult suflet în referendum, este că au fost ierarhi, nu le dăm numele în bună regulă pe care ați instaurat-o, au fost oameni care aveau o bună cunoaștere a Occidentului și o bună cunoaștere a mutațiilor care s-au petrecut. Aceștia nu s-au implicat. S-au implicat foarte mult. Și trei, și cu asta termin, cu toate că sunt atât de multe de spus, ceea ce mi s-a părut foarte interesant și cred că aici s-a produs o mare schimbare, este că aceste mobilizări ortodoxe au împrumutat foarte mult din stilistica neoprotestantă, evanghelică, nu te-am căzut de acolo.
chiar și felul de a se mișca pe scenă, la propriu, chiar și felul de a vorbi în spațiul public, de a face propagandă în spațiul public. Sunt intelectuali ortodoxi, iarăși nu-i numim, care au făcut de data asta o punte între două lumi, lumea neoprotestantă și lumea ortodoxă. Și credeți că aici, pentru, nu prima oară, dar cred că e un viguros fenomen sincretic post-90, în cadrul religiozității. Ce aș putea să spun și e foarte bună, operați ca Mirel I, cu ierarhii din Occident, care într-adevăr ai dreptate, s-au implicat mai tare decât, foarte adevărat, foarte adevărat, și e de văzut de ce, și doi, cu intelectualii și cristianii ca neoprotestantă. Trebuie să spunem un lucru. Intelectualii, mulți intelectuali ortodoxi din România, sau care își spuneau această, care își mărturiseau de multe ori o profesie de credință ortodoxă, trebuie să recunoaștem că, de fapt, erau stânjeniți cu lumea rituală, lumea materialităților, ritualurilor, relațiilor concrete ortodoxe. Și ei, la rândul lor, cultivau un tip de... Țin minte cât de important a fost cartea lui Dace Mihăilescu, care a mers la un moment dat la Muntele Athos și a mărturisit că, de fapt, el de 20 de ani scria despre importanța culturii religioase, lumea interbelică, ortodoxie, dar el nu făcea parte din lumea ritual, din o economia concretă a salvării. Ce încerc eu să descriu e faptul că orice mobilizare politică, orice tip de organizare, orice tip de politică am face și de comunitate am inventa, e o idee filozofică și nu teologică, faptul că ea nu poate asuma cu totul și asimila cu totul dinamica economiei mântuirii creștine. Și aici e, asta e de fapt ce trebuie noi să vedem, cum această dinamică produce reacții și contrareacții. Noi avem această idee pe care Coaliția de Familie o folosește și acum, pentru familie, pardon, că ei au ajuns la un consens, că ei reprezintă economia mântuirii creștine în acest moment istoric, în societatea românească. Și pot să aduc, dar nu are rost să intrăm în texte concrete, pentru că eu sunt mirat că mulți ierarhi n-au luat, n-au luat atitudine împotriva mobilizării a ideii de mărturisire în aceste tipuri de contexte politice. Noi știm, e o întreagă poveste cu crezul, cum a migrat ca și realitate rituală de la botez, da? În sânul liturghiei și după aceea a fost ritualizat și după... Crezul și mărturisirea și martiriul e o treabă care în orice mobilizare politică care presupune chiar schimbarea Constituției să fie articulat și motivant și... Deci ce a fost pentru mine interesant e cum a reușit această mobilitate să creeze această reprezentativitate creștină de facto și să spună în acest moment istoric noi și eu ca și etnograf al lumilor ortodoxe mărturisesc că am simțit că mulți dintre ortodoxii pe care am întâlnit au fost trădați într-un fel de ierarhii care au fost luat de acest val al mobilizării. Pentru că e... Îți dau un citat, Mirel, dintr-un ortodox, să spune. Omule, nici n-am avut timp să mă gândesc dacă e ce e cu referendumul ăsta, ce e cu Constituția. Pentru că mi s-a și spus că l-ai trădat sau nu l-ai trădat pe Hristos. Că îl trădesc sau nu îl trădesc pe Hristos. Păi stai un pic de la faptul că eu trebuie să am un spațiu în care să pot delibera, în care să pot să pun conștiința la lucru și faptul că mi s-a și impus presiunea mărturisirii și a faptului că poate îl trădesc pe Hristos, dacă e o distanță enormă. Iar eu sunt primul care recunoaște, în baza muncii etnografice, că tipul de etică, de deliberativitate, de argumentativitate a omului religios se forjează în alte spații decât în ceea ce noi numim spațiile seculare ale raționalității discursive. Da, ele se reformează în ideea de disciplină, autoritate, duhovnicul contează enorm. Noi știm că relația cu ascultarea de duhovnic, relația afectivă cu duhovnic. Deci noi trebuie să acceptăm această diversitate și această lume alternativă a eticului. Da? În cazul oamenilor religioși. Dar în același timp,
trebuie să, să indicăm și faptul că această mobilizare politică, oricât de bine făcută și de masivă a fost, a fost în cel puțin în momentul cele 2-3 săptămâni dinainte, nu poate în niciun caz să asimileze întreaga suflare creștină din România. Și faptul că ierarhii și Biserica Ortodoxă într-un fel sau altul, i-au trădat pe acești creștini care în comunitățile lor încercau să aibă o relație foarte reflexivă cu tradiția. Da? Dom'le, ce e asta cu împărtășania reală sau de asta? Ce e asta cu spovedania? Ce e asta cu relația cu duhovnic? Ce e o liturghie adevărată? De ce avem nevoie de iconostas? Oare iconostasul nu ne ține de parte de Euharistie? Cum pot să mă identific și să asimilez trupul divin, trupul dorit, da? Care e în centrul economiei creștine? Păi împărtășania una, icoana e alta. Dar vin alții și spun, stai un pic, că icoana potențiază Euharistia. Deci e o întreagă diversitate teoretică care nu e o diversitate academică. Astea nu sunt discuții ale academicilor. Sunt discuții ale concrete ale unor creștini. Eu am interviu și am fișit un articol publicat în engleză despre o doamnă fostă muncitoare care avea aceste probleme etice legate de ritual, de împărtășanie, de... și nu era un problem unui academic, unui teolog. Au probleme. Cum pot să intru în această economie a trupului dorit? Cum pot să îl imit pe Hristos? Cum pot să fiu mai aproape? Păi, felul în care preotul, prin iconostas, prin prezența lui masivă sau prezența lui mai discretă, și aici arhitectura e importantă, e mai aproape sau mai departe de mine. Felul că noi zicem Hristos în mijlocul nostru, dar doar preoții se sărută, iar comunitatea nu mai participă în sărutul păcii, care era în creștinismul primar, pe gură, între bărbați și bărbați și femei și femei. Era acest principiu. Ei, oamenii se întreabă, păi dacă spunem că Hristos e în mijlocul nostru și nimeni nu se împărtășește, ei, ce e asta? Ce tip de Hristos? Unde e El? Ei, aceste discuții, eu nu le-am inventat ca academic care cercetează această realitate, ci le-am descoperit pe teren. Ce e interesant, și aceste spații argumentative, cum le-am numit eu, au creat și realități sociologice foarte concrete. Rețele de YouTube, rețele de bloguri, întâlniri la mănăstiri, întâlniri în tot felul de spații. Am făcut etnografie într-o fostă cetală termică transformată într-o mică capelă bizantină, în care oamenii se întâlneau și discutau probleme de genul ăsta. Deci oamenii fac... La Cluj. Această realitate a reflexivității, a criticii, a argumentativ, există. Dar dintr-o dată ea, în acest vuiet al mobilizării unanime, care încearcă, politic vorbind, să creeze ideea de reprezentativitate, cine suntem noi, dintr-o dată acest spațiu delicat care s-a constituit cu greu la firul ierbii, a fost măturat. Iar ierarhii ortodoxi, în loc să fie atenți la această dinamică spectaculoasă a felului în care ortodoxii se raportează la credință și din căldicei poate devin asumați, au șters-o cu buretele într-o declarație care spune suntem de acord cu acest vuie. Ok. Am o precizare scurtă la ceea ce ai spus tu. Mie mi s-a părut că în opinia publică din România, în mass media, a reieșit cumva că referendumul ăsta pentru familie este un fenomen, o situație românească. Și mi se pare relevant că nu este o situație românească și că o organizație asemănătoare sau având în spate aceleași confesiuni evanghelice au încercat aceeași rețetă pentru țări cum ar fi Slovacia și Croația. Exact. Și Rusia. Deci ideea de valoare tradițională ca și concept juridic, ca și cadru juridic propus explicit la Națiunile Unite de ambasadorul rus, acum vreo 3 sau 4 ani, ca alternativă, ca și cazul juridic alternativ la dreptul lor, e o realitate transnațională. Iar de aceea e interesant că niște denominații pentru care cuvântul tradiție e ceva oribile dictum, adică denominațiile
protestante, dintr-o dată intră într-o alianță transnațională în jurul apărării valorilor tradiționale. Dar, repet, să nu uităm, în miezul, și asta are legătură cu ce spui tu, cu mobilizarea transnațională, în miezul noțiunii de valori tradiționale este ideea de gen, sexualitate și disciplinarea într-un fel sau altul al sexualității. Această cultură a purității, adică această cultură care leagă disciplinarea sexualității de efecte politice și de posibilități politice, e o chestie care stă în spatele acestor mișcări. Da, după părerea mea. Scuze, e interesant de văzut dacă în țările astea a funcționat, că intrarea a fost la fel, pe părinți pentru orele de religie sau nu. A, da, da. Dar nu, nu știu, asta e interesant. Nu știu, nici eu nu știu. Da. Nici eu nu știu. În ceea ce privește decizia finală a sinodului, cred că nu ne-am vorbit deloc despre presiune imensă, totuși, asupra membrilor sinodului de a da acest răspuns final. Deci, de jos, mobilizarea s-a făcut de jos în sus. De la nivelul credincioșilor și al preoților. Și de la, chiar de la nivelul, să spunem, al creștinilor latenți care intervin brusc și se interesează de o chestiune pe care o poți înțelege. Și aici mi se pare foarte interesant să legăm cumva de discuția de la început despre diferența între creștinismul din societate și disciplină. Exact. Aici e un tip de disciplină care se impune de jos în sus. Sunt câțiva ierarhi care s-au implicat de la început, dar sinodul și patriarhul s-au implicat la sfârșit. De asemenea, e practic, de discuția despre referendumul pentru familie, e practic tocmai ce ne spuneai, fenomenul de juridizare a tradiției. Aici mi se pare imprudentă noțiunea pe care o folosești de cultura purității, pentru că în discursul despre valorile tradiționale, inclusiv în discursul Bisericii Ruse, în documentul de doctrină socială a Bisericii Ruse, ceea ce contează este afirmarea principiilor, nu este disciplina vieții individuale, care e conceptul central al culturii purității din Statele Unite. Cred că ai dreptate cu termenul de cultura purității. Eu l-am preluat direct din cercetările actuale despre lumea evanghelică. Da, dar nu, s-ar putea să ai dreptate. Mie nu-mi place termenul general de cultură, care poate fi foarte grav. Ce mi-a plăcut e... Acum, nu știu că sunt de acord cu tine, dar iar mărturisesc că nu pot să am un răspuns așa final, dacă în aceste valori tradiționale se afirmă principii sau totuși se afirmă și principii în actul, proceduri prin care aceste principii, că nu spunem doar că geneza există, ci trebuie să punem geneza în Constituție. Noi spunem că geneza trebuie concret activată în familii tradiționale care se facă copii, în societățile noastre. Deci nu știu dacă valorile tradiționale sunt doar despre principii. Iar legile rusești, în baza cărora care au fost activate după ce Kiril a vorbit despre, de către Putin, sunt legi foarte concrete legate de violența domestică, despre drepturile copilului, în general legi care au defavorizat femeia și copilul, tocmai pentru a crea această idee de patriarhalism care cu adevărat poate să susțină o familie creștină. Asta, deci, dar nu aș spune așa că o... Mă întreb dacă valorile tradiționale sunt doar despre principii. Și că doar principiile sunt juridificate și codificate în termeni legali. Nu știu încă. Cred că e vorba și de proceduri. Efectiv, de felul în care acele principii sunt articulate concret acum în societățile noastre, prin diferite legi, după aceea avem acest cadru. Mulțumesc. Ioan Popescu mă numesc, personalul de observator civic, întâmplător. La referendum am fost președinte de secție de votare. Având în vedere munca laborioasă pe care ați desfășurat-o și ați făcut acest material,
mă surprinde că, sau cel puțin n-am înțeles eu, ar fi fost indicat să fiți măcar observatori în cele două zile. Pentru că prezentați acum materialul ăsta văzut de sus, și religios, și politic, și din interior, și din exterior, văzut așa. N-ați fost la firul ierbii, n-ați fost să simțiți turma, oile. Să vedeți în cele 12 plus 12 ore, sâmbătă și duminică, nedumerirea personalului care venea și vârste, și de braț, el și ea, cum veneau să... persoane care solicitau urna mobilă în cărucior, aduse de încă două, deci eforturi care se făceau, dar când ajungeau în fața secției și se uitau la modelul de buletin de vot, erau căzuți din lună. Și acum revin cu, dacă participați în calitate de observator, ați fi observat că mesajul, mobilizarea pe care a făcut-o politicul și religiosul și creștinul, n-a ajuns la turmă. Fie că n-a fost înțeles, și aici ar fi interesant, ceea ce n-am înțeles, deci n-am găsit un răspuns sau o rezolvare, o lămurire, pentru că mesajul n-a ajuns, e lipsă de cultură generală la turmă, sau care nu duc. Și cred că asta ar fi trebuit să faceți noastră ca să fie mai lămuritor material. Mulțumesc! Da, mulțumesc! N-am fost ca observator. Ca să fiu cinstit, ca să vă răspund la întrebare, nu cred că a ajuns, într-adevăr, mesajul mobilizării până la ultimul creștin din România. Asta e clar. Doi, nu cred că am vorbit de sus pentru că în acele zile ale ăsta am stat de vorbă cu cât mai mulți creștini posibil, de la preoți, credincioși. Chiar dacă în zilele referendumului efectiv nu am fost la urne, dar conced și accept descrierea pe care o faceți dumneavoastră. Deci, problema acestei mobilizări nu e dacă a ajuns la fiecare creștin. Problema e cum a creat ideea că reprezintă întreaga asumsoare creștină. Că după aceea la urne s-a văzut că e o idee ambițioasă, asta e altă poveste. Dar ce e interesant în mobilizare e tocmai această resursele pe care le-a pus la bătaie. Noi avem puterea, avem puterea reprezentativă să schimbăm Constituția. Ei, acum se poate discuta în termen de strategie electorală de ce n-a ajuns. Poate timpul, campania electorală a fost prea scurtă, anumite partide politice care au zis că se implică, nu s-au mai implicat. Asta e altă discuție. Ce vreau să spun e că economia creștină, pe care am încercat să descriu foarte, foarte concret prin apelul la șervețel și la iconostas și nu la concepte teologice, da? Aceasta funcționează oricum în toate satele în care există un preot, o biserică, o mănăstire, un duhovnic, niște moaște, o icoană. Deci, cu alte cuvinte, această pretenție de reprezentativitate nu are o bază nu politică sau de strategie, n-a reușit, ci nu are o bază, ca să spun așa, filozofică și antropologică. Înțelegeți? Nu mai sunt întrebări, o să închidem. O să eliberăm. Mai stăm, o ofer. Mulțumim. Da, mulțumim.